Te salut națiune și îți urez bine ai venit la un nou clip și de data aceasta vorbim din nou despre casa Isemiache. Vorbim despre colecția Nuit D'Issey și vorbim despre un parfum care se numește Isemiache Nui D'Issey Noir Argent. Un parfum apărut în 2018, creația lui Dominic Ropion. Un parfum foarte interesant din punctul meu de vedere, cu o compoziție foarte interesantă și cu un comportament în egală măsură interesant. Eu am mai recenzat din această colecție, dacă nu înșel, la Nuidise, varianta apă de toaletă, există și varianta apă de parfum, de asemenea un parfum foarte interesant. Ei bine, ăsta se duce un pic mai departe. Ăsta este un parfum foarte masculin, foarte întunecat de o potrivă, un parfum condimentat, lemnos, un parfum care transmite foarte multă maturitate, foarte multă sobrietate, dar deopotrivă și un parfum elegant, un parfum confortabil, pentru că ai acolo niște tonuri balsamice foarte interesante și mai mult decât atât, ai și un substrat dulce sau dulceag foarte, foarte bine făcut, care se combină cu toată combinația din acest noir argent. Să vorbim rapid despre compoziția lui Dominic Ropion, să vorbim despre notele pe care le avem în această compoziție. Avem notele de vârf grapefruit, piper roz, piper negru și nucșoară. În notele de inimă avem piele, șofran și olibanum, iar în notele de bază avem paciuli, labdanum, smirnă și vetiver. De reținut în mod deosebit, nota de sau notele de șofran olibanum, de asemenea paciurii smirnă și deopotrivă deschiderea aia absolut crâncenă, formată din tonurile de piper și nota de nucșoară. Hai să o luăm treptat, pentru că în parfumul ăsta lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât ar putea părea după, hai să spunem, după compoziție, după notele pe care le avem în compoziția sa. Deschiderea, o urăsc. Ăsta este adevărul. Am urât-o de fiecare dată când am aplicat parfumul și l-am purtat. Nu pot să zic că sunt împăcat nici acum cu această deschidere și motivul principal este pentru că este foarte puternică. Foarte puternică deschiderea, este năucitoare, este extrem de abrazivă, de aspră, de masculină. Dacă vreți, este o declarație pe care o face parfumul în momentul în care îl aplici pe piele. Este o declarație războinică, îndrăznesc să zic, o declarație, de... o declarație teritorială pe care o face acest parfum în momentul în care se așează pe piele. Pe principiul ochii la mine sunt aici, nimeni nu mișcă, nimeni nu face nimic, atenție. Exact așa este deschiderea din Noir Argent extrem de puternică, extrem de tăioasă, de abrazivă cu simțurile, năucitoare, inducătoare de stări nu tocmai plăcute și deopotrivă de dureri de cap. Iar motivul principal sunt tonurile de piper. În mod deosebit, piperul roz combinat cu piperul negru, dar ai și o notă de nucșoară foarte, foarte proeminentă. Din păcate, însă lipsește cu desăvârșire, cel puțin în cazul meu și pe pielea mea, nota de grefrut, care zic eu, ar fi reușit să balanceze oarecum aceste tonuri. Din păcate, nu o resimt, nu o regăsesc niciunde, această notă de grefrut. Uh, și ăsta este comportamentul acestui parfum în deschidere. Este, pentru mine personal, este insuportabilă deschiderea, din fericire însă nu ține mult, nu durează mult. 5 minute. Și după 5 minute de neplăcere, urmează partea cu adevărat interesantă a acestui parfum și anume inima parfumului. Iar aici lucrurile se schimbă radical. Propriu zis, din momentul în care aplici pentru prima dată parfumul pe piele și te reîntâlnești cu, hai să spunem, notele alea de piper și de nucșoară foarte, foarte dure, Vei observa, dacă ești atent, vei observa că ele se diminuează de la secundă la secundă, își pierd din intensitate, până în punctul în care, la limita de 5 minute, aproximativ 5 minute, vei sesiza o tranziție foarte lină, foarte ușor către inima parfumului, dată de un aspect balsamic. Și încet, încet. Parfumul, după ce își pierde un pic din intensitate, începe din nou să urce în intensitate și începe să scoată pielea capul la vedere. Iar pielea este foarte bine făcută în acest parfum. Este una dintre cele mai interesante note de piele pe care le poți mirosi din punctul meu de vedere într-o casă de designer, precum este cea de la, cum sunt cei de la Isemiache. De asemenea, vine din spate foarte puternic, nota aia de oliban combinată cu șofran. Iar nota aia de oliban comportă un aspect foarte balsamic. Este o notă oarecum tămâioasă, cam ăsta este comportamentul acestei note și vei avea senzația asta la un moment dat, ca și cum ar fi tămâie în acest parfum, dar nu o tămâie din aia gen Bentley for Men absolut, o tămâie foarte confortabilă, foarte domoală, nu, ci mai degrabă o tămâie din aia gen Chanel Anteus, dacă vreți. Una foarte abrazivă, foarte dură. Și ai și nota aia de șofran, care este absolut explozivă în acest parfum. Iar în momentul în care aceste trei note se întâlnesc, ceea ce rezultă este foarte interesant. Parfumul capătă accentul principal, și anume pielos, dar pielos balsamic și condimentat în egală măsură. Mai mult decât atât, din notele de bază încep deja să-și facă apariția, în primul rând, nota de zmirnă. Iar în momentul în care nota aia de zmirnă intervine în amestecul dintre notele din inima parfumului și în mod deosebit când se întâlnește cu nota aia de olibanum, e absolut senzație. Pentru simplu fapt că zmirna se combină cu nota aia de olibanum și creează un aspect foarte pronunțat, dulceag, tămâios dulceag, specific notei de tămâie de altfel și notei de zmirnă, dar în egală măsură sezonate cu nota aia de șofran. O notă de șofran care întotdeauna comportă și ea la rândul său în compoziții un aspect oarecum dulceag, gurmand, ascuțit. Toate astea, Asigură, dacă vreți, spatele acelei note de piele. Iar parfumul, în momentul acesta, este absolut spectaculos. Absolut spectaculos. Este de o, de -o eleganță și de o maturitate și de, de un bun gust, de un rafinament ieșit din comun, sincer. În mod deosebit pentru un parfum de designer. Și un parfum care nu costă foarte mulți bani. Să ne înțelegem. Îl cumperi undeva în zona de 250 de lei, 300 de lei, ceva de genul, acest noar arjan de la Miache, ceea ce e, din punctul meu de vedere, cadou. Însă, nu se termină aici povestea. Pentru că, odată cu trecerea timpului, ce să vezi, toate lucrurile astea încep să se diminueze ca și intensitate, își păstrează caracterul, dar fac loc unui alt actor principal în acest parfum. Și anume, nota de paciuli. O notă de paciuli de asemenea excelent realizată, care se combină cu o notă de labdanum și cu o notă de vetivor. Însă nu e, hai să zicem, un paciuli din el tocmai luminos, la fel cum nici nota de vetivor nu este foarte luminoasă în acest parfum. Dar mai mult decât atât, în momentul în care, în cele din urmă, elementele din inima parfumului se disipează complet, și ajungi în baza adâncă a parfumului, nu vei avea parte decât de combinația asta dintre paciului și vetiver. Și este o combinație foarte, foarte interesantă. Lemnoasă, întunecată în mod deosebit, ci potrivă, extrem de sobă, extrem de, nu știu cum să zic, de matură. Chiar până în punctul în care nota aia de vetiver devine un pic uh, cam abrazivă, în sensul în care te duce cu gândul la notele de vetiver din uh, colecția Encre de la Lalic, de exemplu. Bun. Bun parfum. Bună compoziție. Exceptând, cel puțin pentru mine, partea de deschidere pe care nu o suport sub nicio formă. Dar din fericire, așa cum am zis, durează foarte puțin Însă ce urmează după acele 5 minute din deschidere este Este Cu totul și cu totul altceva Este un parfum foarte bun Dacă ești în căutarea unui parfum de genul ăsta Unui parfum voi sincer să fiu A spune că parfumul ăsta este un parfum eminamente formal Este un parfum eminamente scorțos, între ghilimele pentru situații în care trebuie să transmiți oarecum, dacă vreți, un mesaj sau o impresie de uh, tip de genul ăsta așa scorțos, de tip uh, dur. Oarecum parfumul ăsta poate fi, din punctul meu de vedere lejer, comparat cu parfumurile de tip macho, specifice anilor 70-80, prima jumătate a anilor 90. Deci poate fi comparat fără niciun fel de problemă cu acele parfumuri. Uh, cu siguranță, pentru mine cel puțin, ăsta este un parfum pretabil în mod deosebit consumatorilor maturi. Maturi atât din punct de vedere al vârstei, dar mai ales din punct de vedere al experienței olfactive cu astfel de produse. Poate fi testat, poate fi probat, poate fi încercat, purtat și de consumatori tineri, dar sunt fan convins că nu va fi ceva care să impresioneze așa cum reușește să impresioneze un consumator matur. Sincer, un parfum cu o performanță foarte bună de asemenea, care la mine, pe piele, se traduce într-o longevitate de aproximativ 14 ore și cu o proiecție aproape când vine să zic de tip criminal. Și nu, nu m-aș înșela, pentru că în primele 3 ore, chiar 3 ore și jumătate, parfumul ăsta exact așa proiectează. Proiectează fantastic de puternic. După care am parte de o proiecție de timp moderat, aproximativ 4 ceasuri, și o proiecție de tip slab, aproximativ 2 ceasuri, două ceasuri și jumătate. După care, până la sfârșitul purtării, parfumul continuă să transmită destul de intens, a zice eu, adieri. Și în mod deosebit, adierile alea pe bază de vetiver și de paciuni. Repet, vetivărul nu este deloc, hai să zicem, prietenos în acest parfum, la fel cum nici nota de paciuli nu este foarte prietenoasă, nu este paciulul ăla verde, știu eu, luminos, jucăuș, nu, absolut deloc, continuă să asiste, dacă vreți, la întunecimea acestui parfum și această notă de paciuli. Aș compara nota de paciuli de, de aici, deși păstrând proporțiile, cu o notă de paciuli pe care o reîntâlnești la Histoire de Parfum, și anume într-un parfum numit Noir Paciuli. Mie, cel puțin, nota de paciuli din Isemiache Noir Argent seamănă foarte mult cu nota de paciuli din Noir Paciuli de la Histoire de Parfum. Dacă aveți parfumul respectiv, nu aveți decât să faceți comparația, dar mie înseamnă destul de mult cele două. Performanță foarte bună. Jos pălăria. N-ai ce să-i să bași de vin acestui parfum din acest punct de vedere ținută de purtare, cum am zis, un parfum din punctul meu de vedere eminamente formal. Dar, atenție, văd parfumul ăsta foarte bine purtat și o să fac o comparație aici cu un parfum de la casa John Varvatos și anume Dark Rebel sau Dark Rebel Rider, dacă vreți. Un parfum pe care îl văd foarte bine purtat de un tip care este preocupat de motociclete și căruia îi place să se îmbrace din cap până în picioare în piele. Văd parfumul ăsta a fi perfect sau ideal pentru un astfel de consumator, pentru un astfel de cetățean. S-ar potrivi din punctul meu de vedere de minune. Altfel, ținute formale, evenimente oficiale formale, evenimente în care trebuie să faci impresie foarte puternică, iar cu parfumul ăsta cu siguranță vei reuși. Nu ai cum să nu fii remarcat purtând acest parfum de la Issey Este prea, este prea intrusiv, este prea puternic și așa cum am spus la început, este un parfum care face o declarație de forță. O, își marchează teritoriul, dacă vreți să folosesc expresia asta, exact ca și animalele sălbatice care își marchează teritoriul exact așa se comportă sau exact acesta este caracterul lui Noir Argent. Repet, foarte bun parfum. Foarte bun. Păcat de partea aia de deschidere, zic eu, sau mai bine zis păcat de lipsa notei de grapefruit care zic eu ar fi, ar fi, făcut tolerabilă deschiderea, dar na, asta este. Poate că pe pielea voastră, pe pielea, pe pielea altora se comportă altfel compoziția, pe mine însă <laughs> nu mă încântă deloc deschiderea. Recomandarea rămâne ca întotdeauna aceeași. Dacă aveți posibilitatea să-l testați, vă rog să o faceți și să o faceți pe pielea voastră, nu pe hârtie, că nu așa se testează un parfum. Testați-l pe pielea voastră, cumpărați-vă un eșantion în fază inițială, vedeți cum se comportă din punct de vedere al mirosului, în primul rând, al performanței și ulterior, dacă vă convinge, dacă vă satisface, dacă vă place, dacă nu vă place, puteți decide dacă să-l cumpărați sau nu. Decizia vă aparține vouă, sunt banii voștri, faceți ce vreți cu ei. Din punctul meu de vedere însă, parfumul ăsta primește recomandare de achiziție și este o alternativă absolut excelentă pentru zilele reci. Primăvară, toamnă și în mod deosebit iarna, văd parfumul ăsta a fi purtat cu foarte mare succes, mai ales așa cum am spus, de un consumator matur și îmbrăcat foarte elegant. Cam atât de zis în clipul ăsta, națiune. Ne vedem data viitoare. Eu îți mulțumesc ca întotdeauna pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție și dăm voie să-ți urez ca întotdeauna toate cele bune. Numai bine!